tocmai am primit un mesaj în care îmi zicea așa: am găsit o hartă veche de 7 ani. Și am zis, ok, ce hartă de 7 ani? Ce mă jucam eu pe vremea respectivă? Și am intrat pe YouTube și am găsit The Sami Hermit Pack. Nu știu câte persoane mă urmăreau pe mine în perioada în care eu mă jucam Hermit Pack, adică așa. Ok, vreau să apeși pe butonul de like în momentul ăsta dacă îți aduci aminte de seria asta. Probabil nu o să îți aminte și pur și simplu fac chestia asta din pură nostalgie și sunt uimit că tocmai s-a găsit harta de Minecraft Hermit Pack după 7 ani. În septembrie se fac 7 ani de această serie. Hermit Pack sezonul 2. Stau și mă uit în comentarii, doar abonații vechi știu seria de Hermit Pack. Treaba asta în felul următor, literalmente eu, Hermit Gang, 997 de comentarii și hai să vedem ultimul comentariu lăsat aici. Ce vremuri bune, Lavinia Stănescu. Cine se uită în 2022? Frate, seria mea preferată. Cine se uită în 2021? Cum te-ai jucat online? Wow, wow, wow. Sunt uimit de ce se întâmplă aici și vreau să vă zic că urmează să intrăm să vedem cum arată harta și care este situația. Băi, cum e posibil așa ceva? Practic, așa arăta când intrai în Minecraft, iar dacă noi vom da aici pe single player, ar trebui să vedem. Deci nu se poate așa ceva. 21 septembrie 2017, la ora 4:40 după masa. Hai să-i dăm play să vedem ce se află pe această lume. Doamne, no way, așa ceva. Bă, uită-te și tu, aveam Angel Ring pe mine, aveam ciocan, aveam toate astea. Da, e insane ce se întâmplă aici. Doamne, aparatul de cafea. Nu știu dacă și-a cineva minte de chestia asta și dacă ține cineva minte seria asta, dar asta este, cred că, una dintre primele mele serii pe canal, Hermit Pack sezonul 2, și mi-aduc aminte de chestia asta. Dacă eu dau cu acest boom, crește grav rău de tot. Și vreau să vă zic că am un invitat special cu care o să discutăm despre această serie, pentru că a făcut parte din această serie. Hai să ne uităm puțin ce avem pe aici. Doamne, undeva în partea aia trebuie să fie baza. Vreau să mă uit așa puțin și după aia mergem. Aici este un sound muffler. N-am cum să uit așa ceva, pur și simplu, astea sunt începuturile mele pe YouTube, mi se pare absolut ireal că gen s-a găsit așa ceva, am crezut că e pur și simplu pierdut pe veci așa ceva și uite că am găsit. Hermit Pack sezonul 2. Asta aici este full prima noastră bază, aici sus de tot când puneam chestia asta, aveam o chestie pe care o spărgeam și aveai șansă să-ți dea ceva. Ia stai puțin să vedem, Game Mode Survival, ia să vedem ce ne dă. De obicei trebuie să-ți dea diamante și chestii. Da, uite, exact, îți dă diamante. Mă, textura veche. Da, mă, deci exact așa, așa erau uneltele pe care le făceam eu cu full unbreakable, cu obsidian și cu redstone, ca să spargem repede rău de tot. Înainte să mergem la următoarea bază, vreau să intrăm pe Discord cu cineva. Ia să vedem dacă este aici. Alo? Oh, dar ce se aude? Doamne, dar ce se aude? Anaiad, ești aici cu noi pe fir? Oh, da! Doamne, oh my god, am aterizat în sfârșit pe planeta asta. N-am mai vorbit din 2600, acum 2700 de ani. Ce faci, mă, Anaiad? Bă, hai să mergem și noi repede. Am fost un pic pe Pluto și am zis să vă revizitez. Bă, te rog, du-te și tu repede, fă și tu curat în cesturi, că e grav rău de tot ce se întâmplă aici. Bă, acum mă grăbesc, cum... hai nu uita să-mi dai ălea repede, că trebuie să bă, intru, cum doamne, e posibil ca haos să găsești harta asta? Deci, Diana, după 7 ani a găsit harta asta random în calculator. Tu îți dai seama, gen, cum e posibil că astăzi stea 7 ani la tine în calculator? Magie. Doamne, stai să-ți dau share screen să ne uităm aici amândoi. Deci, dacă mi-aduc eu aminte bine, undeva în partea asta aici ar trebui să fie a doua noastră bază. Și vreau ca să înțeleagă puțin oamenii ce se întâmplă și cum am ajuns noi să punem mâna pe harta asta. Practic, noi când făceam episoadele înainte, când ajungeam să construim, practic, înainte ne uitam la niște design-uri, le băgam cu World Edit pe o hartă pe single player și după aceea ne puneam să construim. Ei bine, asta s-a întâmplat acum. Eu i-am dat Dianei harta, ea a băgat niște chestii pe creativ și ea, practic, a păstrat harta de atunci până astăzi, gen în 2024. Din 2007... a fost redescoperită.
Exact, gen, exact. Harta asta a fost redescoperită, cred că acum 2 sau 3 zile și am zis, bă, să stăm puțin până când filmăm toate chestiile. Așa că, Diana, vezi ecranul? Da, da. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Deci, bă, ireal, mie nu vine să cred că eu sunt pe harta asta aici. Deci, mie mi se pare ireal că eu sunt pe harta asta aici după atâta timp. Aici mi-aduc aminte că avem chestiile, stai să dau weather clear ca să fie așa. Deci, noi aici ne țineam watermill-urile pentru grid power ca să putem să zburăm. Nu am cum să urc. Da, deci, eu, da, exact, nu am cum să uit. Aici era, aveam vacuum chest-ul ăsta pentru lână. Ia uite-le. Supremă. Da, exact, exact. De-aia le puneam tot timpul departe. Și că eu mi-aduc aminte de chestiile astea. Aici în partea asta, fiți atenți ca să înțelegeți cum țin eu minte atâtea chestii. Aici în partea asta trebuie să avem un solar panel cu gaură. No way, gen, chestiile astea. Doamne! Mă, ce sunt? Ce ia se întâmplă? Atent, Doamne, era, deci, deci eu astea, uite, de asta am uitat. Ăsta încă minează de 7 ani, Diana. Deci ăsta minează de 7 ani. Ăsta minează de 7 ani aici. Aoleo. Doamne. Practic funcționa în felul următor. Dacă îți aduci aminte, noi ne puneam anumite lensuri ca să caute anumite materiale. În partea asta ce era aici? Ca să nu-mi aduc aminte. Știi ce era aici? Era spawnerul. Da, mă. Stai, uite, pe aici mergeam așa. Aici avem calculatorul. Da, mă, da, calculatorul încă există. Ce de oruri. Deci aveam 6300, deci noi aici țineam toate chestiile ever, aici le țineam noi. Oh, no way, astea erau pregătite. Mai există. Doamne, RF Tools, ăsta l-aveam noi ca să încercam să ne facem loc în lumea de diamant, dacă ți-o aminte, ți-o aminte? Da, începem asta, deja să începem ușor, ușor așa să intrăm. Da, să ne ducem. Oricum, asta e destul de veche harta, după aceea să intrăm și la episoade, gen pe YouTube, să vedem unde am ajuns. Și aici aveam un spawner care practic ne dădea wither skeletoni și aici eu practic trebuia să pun în capăt un fel de conduită din aia. Uite, uite aici avem spawner de ghesturi, spawner de lilieci și spawner multe de blazuri. Și da, eu și îi dădeam energie. Și le schimbam după nevoie. Exact, și exact. Și sunt și în partea dreaptă. Nu, aici nu sunt, exact. Nu știu dacă mai avem altceva pe aici pentru că... reactorul! Cum adică nu avem? Ia uite. Wow. Era baza. Bă, tu dai seama că astea sunt destul... Tu dai seama că astea sunt atât de vechi încât și acum modurile astea, după atâta timp, modurile astea încă primesc update? Da, exact, exact, exact. Pentru că au fost niște moduri super mișto care meritau să primească update în continuare. Așa e. Și dacă vă aduceți aminte, pe parcursul seriei, noi am ajuns ca astea să arate așa, pentru că noi ne-am inspirat de la designul ăsta. Insane, sincer. Și dacă mi-aduc aminte, nu știu dacă era în partea asta, pentru că noi eram mai mulți pe serie, o să vedeți mai târziu. Nu cred că s-a apucat aici, aici era un băiat cu noi pe serie, Ștef, care el se băgase în Blood Magic și-și făcuse un altar în partea asta. Undeva pe aici, dar vreau să zici dacă ți-aduci aminte, pentru că așa a fost. Da, deci era frică să te duci până acolo. Așa, da, exact, exact, exact. Și aici aveam, mamă, ia uite-le. Bă, ce se întâmplă aici e full nostalgie, gen, asta pentru mine e ireal ce se întâmplă aici. O să vreau să-mi dau spectator mă pentru că nu simt ca moșia care zic pe vremea mea. Bă, sincer, vreau să mă duc până la început. Deci așa arăta practic castelul nostru, insulele zburătoare după care luam noi tot timpul slime. Și începutul castelului. Exact, asta era începutul, cred că episodul 2 sau 3 se întâmpla aici. Eu mi-aduc aminte că noi ne-am spawnat undeva aici. Intro-ul seriei noastre a fost undeva aici în pădure. Exact, uite, undeva pe aici. Chiar mi-aduc aminte. Cred că dacă eu copiez seed-ul ăsta și îl bag înapoi, ăsta este undeva aici. Și după, pe noi noi am venit și ne-am făcut baza asta. Baza asta unde mi-aduc aminte că primul episod noi ne-am axat pe acest gen aparat de cafea și vreau să vă mărturisesc că pe vremea aceea nu beam cafea. Ai început în joc, tu îți dai seama, deci eu prima oară am băut cafea într-un joc. Da, ok, aici minam. Mamă, mina. Ok, chestiile astea sunt interesante, da, mina asta mi-aduc aminte, aici stea foarte mult Raimon cu mamă, Insane. Mamă, ia uite aici. Eu vreau să mergem pe episoade acum să vedem exact unde am ajuns noi, exact, da. Hermit Pack, sezonul 2, episodul 1, să înceapă distracția. No way. Ah, noi am început direct. Noi am început direct, ne-am făcut baza, eu mi-aduc aminte. Apare ne-am făcut deja baza și după aia am început să filmăm. Deci era Diana, Jaimon, Insane, Ștef și eu. Eram 5 persoane pe serie și cam așa arăta baza noastră la început. Exact unde suntem noi în momentul ăsta. Hai să vedem așa pe la mijloc, să vedem. Uite, chesturile sunt acolo, aparatul de cafea. Așa, am făcut aici Tinkers-ul.
Pentru că voiam să ne facem unelte, ceea ce exact avem în momentul ăsta. Atomic Reconstructor, deci dacă vezi că noi ne-am băgat direct pe... Noi full, direct, primul episod, noi direct suntem aici full nebunie, gen, uite-te și tu, ce se întâmplă aici e insane. Așa. Hai să trecem ceva la episodul numărul 2, Hermit Pack sezonul 2, unelte OP. Deci aici cred că deja am făcut chestiile pe care probabil le avem noi în momentul ăsta. Deci eu aici undeva am murit. Cred că picasem sau ceva de genul ăsta. 100% am picat. Și deja aici din episodul 3 avem noua bază. Am lăsat baza asta pe care o avem noi aici și ne-am dus direct către următoarea bază. Ia să vedem ce zice Samia. Acum să fim serioși, ne cam rămânea mică. Ne rămânea mică, da, exact. Și cred că, da, uite-te, ceva de genul ăsta. Vreau să văd pe din afară. Bă, da, cât stăt... Da, deja aici prinsese contur baza. Baza pe care v-am arătat-o eu exact mai înainte. Aici făceam designurile, bă. Vedeți, noi ne-au plăcut tot timpul să ne... Bă, tot timpul ne-am băgat la creație cu designurile și cu chestiile. În episodul 4, cred că asta am avut noi. Cred că asta e baza de o avem noi. Pentru că, uite, deja avem chestii pe care le avem în inventar. Avem și acum, gen... Înseamnă că aici deja începusem să gândim designul. Să ne folosim creierul, gen. Da. Soarele este cu noi, auzi nume de episod by the aici summit. Am aici atunci când ai făcut... Când am scos lava din Nether, nu? Nu, ba, cu noi, la ce poate? Păi nu, păi da, eu nu, am scos lava din Nether, dar am făcut ăla, cum se numește, da, exact. Hai că sună foarte dubios, n-ai reușit să o scoți pe toată încă. Păi nu, pentru că... Deci eu acum vreau să mă duc în Nether. Eu în momentul ăsta mă duc în Nether. Eu o să mă duc în Nether acum să văd dacă mai e lava acolo. Deci suntem la minus 11 cu minus 3. Ok, game mode creativ. Trebuie să fie undeva pe aici portal. Doamne! Ok, deci ne aducem aminte și de portalul ăsta. Cât era minus 11 cu 3, corect? TP minus 11, 64 cu minus 3. Uite-l! Na, ideea este încă că mai e lavă. Încă mai e lavă pentru că, hai să-ți explic de ce. Pentru că ăsta funcționează puțin diferit. Deci game mode survival, game mode creativ o să ne lăsăm. Uite, vezi, are început să o ia în continuare. Vezi, punea gravel, sau stone punea. Vezi, pune stone random. Doar că eu cred, cum a făcut ăsta, că nu mai țin minte, zic sincer, că eu mi-aduc aminte că punea dirt, nu stone. Important e că încă mai există genă. Bun, deci exact aici am plecat, bun. Ca de obicei se murea, grav rău de tot. Vreau să văd unde am făcut noi reactorul. Am sărit direct la episodul 9, practic, pentru că există o probabilitate ca aici să fi renunțat noi la tot, gen. Da, așa este. Cam pe aici suntem. Cam în momentul ăsta pe aici suntem. Nu mai știu de ce am renunțat noi la gresul pe jos, că e un motiv pentru care noi am renunțat la gresul pe jos. Da, pentru că am vrut să modificăm, să facem... Da, ne-am băgat la creație. Da, exact. Ne-a unde place să ne complicăm și cred că lumea deja știe asta. Așa este. Dar eu mi-aduc aminte o chestie, fii atentă. Eu o să merg acum ca să te întreb dacă tu îți mai aduci aminte de o chestie. Dar eu îți garantez că nu-ți vei mai aduce aminte de chestia respectivă. Și îți garantez 100% că nu-ți aduci aminte. Noi am mers cu o idee în cap, probabil am zis-o pe episoade. Dar eu îți garantez că tu nu îți aduci aminte de chestia asta. Vreau să-mi zici să vedem despre ce e vorba. De ce era... partea asta spartă, că pe parcurs a ajuns să fie spartă. Ah, de ce era spartă? Pentru că nu ne-a plăcut cum ieșea. Nu, am avut noi o chestie în cap, zic eu după, dar nu cred. Cred că ai uitat 100%, adică tot sunt 7 ani. Băi, eu țin minte că le-am unit, adică n-am mai venit cu toată chestia nu, asta. Nu, aici absolut. După aia am spart-o, gen. Vrei să zic de ce? Că ai uitat, mai ai uitat, nu mai zic. Pentru asta că nu, îți aduce aminte că noi aveam în cap atunci ca să facem ca și cum ar fi fost lovită de asteroid. Aua, da. Îți aduce aminte? Da, deci partea asta noi am vrut să o facem ca și cum să fie lovită de asteroid. Și de aia tot timpul, noi tot timpul venea câte unul cu o idee, mai venea celălalt, se mai întâmpla X, Y, Z. Aici am terminat noi și dacă asta. Nu greșesc eu pe undeva pe aici după ce am făcut reactorul, nu știu dacă e și pe video sau după, eu știu că ai zis în felul următor, bă, da, se vede urât pe jos. Cred că da, cred că este asta ce a fost, bă, se vede urât pe jos, full, la gunoi, respect. Doamne. Da, deci noi am ajuns practic în dimensiunea de diamant, aia e chestia, noi ajunsesem deja în dimensiunea de diamant, doar păi da, că ia vezi, era... asta deja e, noi nu mai avem dimensiune, noi nu mai avem salvarea asta. Dar imaginează-ți cât de insane e chestia asta, că nu vreau nici să ne mai lungim.
pur și simplu, eu când am intrat, eu aveam direct itemele astea pe mine, gen full direct. Deci exact cum le vezi aici, astea eu le aveam. Deci pur și simplu astea au rămas atâta timp. Au rămas exact salvarea. Exact pe salvare, da. Adică dacă tu intri în momentul ăsta, dacă eu fac ca tu să intri, tu 100% ai direct chestiile pe care le aveai pe tine. Și toată lumea, gen tot cine a intrat pe lumea asta, are toate chestiile. Exact, ce a avut atunci ta el în momentul în care s-a închis. Exact. De fapt, nu în momentul când am făcut salvarea. Da, exact, când s-a făcut salvarea, da. Eu mi-aduc aminte că nu prea am explorat, deci în pe seria asta nu s-a explorat așa mult. Nu am explorat foarte mult, ne-am bazat foarte mult pe chestii tehnică, tehnologice, tehnic, exact, da. Tehnologie, așa. Așa este. Da, deci uite, de la Grecia am ajuns la full chestii de astea. Faza când ți-ai luat mare sperietură cu minte, deja făcusem peste tot cu piatră pe jos și băgase căciulile, șepcilelea, chestilelea. Și am găsit căciula cu creeper, e și un episod. Chiar nu mi-aduc aminte, zic sincer, băi, e real. Vai, sincer. Dar nu mai știu ce episod era, dar efectiv te-ai speriat de faza aia. Deci, ținând cont că Diana a găsit lumea asta după atâția ani, aici avem un video care este din 2017, din 15 octombrie 2017. Hai să vedem ce episod avem în ziua respectivă. Deci noi avem aici un video din 10 octombrie 2017 și vreau să vă arăt exact. Mamă, ia vezi aici Sami Dicu, Sami pe Instagram. Vreau să-l pun așa la sfârșit pentru că eu nu am pus niciodată la sfârșitul episodului. 100% nu l-am pus niciodată. Nu l-am văzut niciodată, deci sigur nu l-ai pus. Niciodată nu l-am pus. Eu am un video pe care trebuia să vi-l arăt atunci, dar nu vi l-am arătat niciodată și vi-l arăt după 7 ani. Ca să înțelegeți cât eram de retardat, cât eram de, bă, full hyped, înainte să începem episoadele. Doamne, ce se întâmplă? Asta o să pun la final, deci pe bune. Asta o să fie la final și nu știu de ce. Deci asta facem noi înainte. Dar cât și reacția mea a fost. Ne luăm doza de hype. Doza de hype. Doamne, mamă, full insane am fost. Bă, gen, bă, așa ne distraiam noi înainte. Deci pur și simplu țipam, ne spărgeam urechile. Asta s-a întâmplat, gen. Uitați-vă și voi, pur și simplu. Bă, chiar mă bucur că ai păstrat astea, Diana. Insane. Eu mă bucur chiar că am dat de ele. Asta zic, mă bucur că ai dat de ele, gen. Bă, cât a trecut timp, bă, cât a trecut timp. Și cât de repede a putut să treacă, sunt deja în 2024, tu realizezi? Da, exact, bă, săptămâna trecută a fost Revelionul, suntem în februarie, în 27 februarie, gen. Mâine e Crăciunul, iar. Așa e. Bă, n-am ce să zic, e real ce se întâmplă aici. Full nostalgie. Bă, n-am ce să zic, sper că v-a plăcut. Sper că v-ați luat și voi doza de nostalgie, pentru că eu mi-am luat-o. Și ce să zic, full live-uri data viitoare cu full nostalgie. Popo!